Peste 100 de familii sărace au primit astăzi, 22 decembrie 2020, alimente pentru perioada sărbătorilor de iarnă în cadrul campaniei Daruri în cinstea Pruncului Iisus. Acestea au fost oferite de Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare. Oamenii cu o situație materială precară din satele Schit Hadâmbu, Urșița și Hadâmbu au ajuns la orele dimineții în așezământul monastic ocrotit de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Părinții Mănăstirii Hadâmbu le-au dorit alimente neperisabile și dulciuri. Pâinea. Acțiunea filantropică a fost binevenită pentru cei nevoiași în contextul perioadei dificile prin care trecem. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a amintit că de mai bine de două decenii familiile cu mulți copii și văduvele sunt în atenția Mănăstirii Hadâmbu pe toată perioada anului, dar cu precădere la Crăciun și la Paști. A început de câțiva ani, și o să spun că de vreo 20 de ani, că de când sunt aici din mâna lui Dumnezeu, sunt 30 de ani. Și dacă ați văzut pe chipul oamenilor bucuria aceasta, care sunt foarte sărmani, știți că este o zonă foarte săracă, am zis că și noi vom avea bucurie și un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu și multă liniște. Liniște și atât timp cât noi putem aduce acea mică bucurie, din puținul care trimite milostivul Dumnezeu, an pe an, de Paști, Crăciun și numai de sărbători, am încercat să, cât putem să dăm aici ajutoare, cei din zonă, Mironeasa, Urșița, Hadâmbu, și mulțumesc lui Dumnezeu că, deși sunt aceste restricții și nu ușor este, milostivul Dumnezeu ne-a ajutat și acest an să bucurăm pe acești oameni sărmani, fiindcă sunt foarte multe văduve, foarte mulți părinți care au copii foarte mulți și sunt foarte neajutorați. În după-amiaza zilei de 24 decembrie, copiii din satele din jurul Mănăstirii Hadâmbu sunt așteptați să-l colinde pe părintele stareț Nicodim Gheorghiță, așa cum este tradiția din ultimii 30 de ani.